o nouă ediție a emisiunii Dialog Cristic. În această seară vorbim despre misiune cu pastorul Onisim Potezatu. Bine ați venit alături de noi la emisiunea Dialog Cristic. Nu Încep prin a, a vă întreba ce înseamnă misiunea, cum se manifestă ea. Din păcate, Rebecca, aici, la când vorbim de misiune, începem cu din păcate, pentru că este cel mai slab punct al bisericii de astăzi, când uh, problematica misiunii. Și pe undeva se justifică, toată misiunea care s-a făcut la noi în țară este făcută de străini și chiar, poate chiar înainte de a ne naște noi. Biserica locală se implică destul de puțin în misiune. Dar haideți să pornim de la, de la esență. Misiunea este porunca lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos când a plecat de, la, de pe pământ în Matei, chiar ultim, ultimile versete, este un imperativ. Și imperativul acesta spune așa, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Noi putem să dăm definiții care mai de care. Ideea este că e o poruncă și trebuie, trebuie respectată. Acum, ce am făcut noi și ce a făcut biserica în timp? Și să căutăm și soluții. Biserica a luat verbul acesta de la imperativ, duceți-vă și ne întoarcem puțin la sintaxă. Și a pus diateza pasivă, da? Să se facă misiune să se facă misiune. Bun, cine face? Păi să se facă misiune, ne rugăm pentru misionar, ne rugăm pentru misiune și era poezia aia, cineva, oricine și nimeni. Ca de exemplu, cineva trebuie să meargă în misiune, oricine ar putea să meargă și nu merge nimeni. Ei, asta este una dintre marile probleme și din păcate biserica s-a aliniat acestei filozofii foarte nocive. O grămadă de oameni din biserică, oameni care ar putea să facă foarte multe lucruri pe câmpul de misiune, sunt undeva izolați într-o formație, plafonați și stau acolo condamnați la insucces, condamnați la plafonare și nu pot să fie productivi pentru împărățirea lui Dumnezeu. Și asta este foarte grav. Cum ar trebui să fie un misionar? Adică poate să fie oricine misionar sau există o anumită categorie de oameni care se încadrează acolo? Misionarul este reprezentantul lui Isus Hristos. El reprezintă imaginea lui Isus Hristos pe pământ. Un ambasador al împărăției lui Dumnezeu. Ca și în orice doctrină, ca și în politică și oriunde, el în primul rând trebuie să fie convins de doctrina aceasta a politicii, să zicem, și apoi devine un agent și reprezintă partidul din care face parte. Același lucru misionarul în primul rând trebuie să fie un om care să ardă ca o torță pentru împărăția lui Dumnezeu, în inima lui să locuiască Hristos, iar Hristos, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu ne va lăsa să fim nici leneși, nici neroditori. Misionarul trebuie să fie un om mântuit și plin de Duhul lui Dumnezeu. Și când vedem vorba lui Tozer, când vedem lumea prin, prin prisma uh, uh, lui Isus Hristos și prin dragostea lui Dumnezeu, uh, nu mai avem somn liniștit, ne mai mulțumim în când se în fața unui meci din Champions League, ci uh, ne interesează concret ce fac pentru generația în care m-am născut. Sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu, pentru colegii mei, pentru oamenii, pentru familia mea. În primul rând, misionarul este omul plin de Duhul Sfânt care răspândește sau contribuie la răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Ăsta este misionarul. Și el trebuie să fie susținut de biserică și trebuie să facă lucrarea asta de calitate, nu, nu oricum. Și cei care nu merg în misiune uh, fizic, nu se duc în anumite sate sau în anumite locuri ca să spună oamenilor despre Dumnezeu ce pot face ei pentru Dumnezeu? Adică, uh, doar dacă mergi undeva mai departe de casă, poți să fii misionar sau se poate și mai aproape de casă? Da, foarte inteligentă pusă problematica. De fapt, uh, misionarul nu se poate susține singur. El are nevoie de o biserică din spate care să-l susțină financiar, moral, mai ales spiritual, în luna noiembrie am avut o misiune în India. A fost experiența vieții mele, adică uh, unul dintre persoanele cele mai curioase să iasă cartea asta, am scris o carte despre asta, despre misiune, uh, are la vreo sută de pagini, a fost traumatizant, trebuie să recunosc lucrul acesta, dar am putut să iau pulsul de pe teren, din linia întâi de pe front, să văd provocările misionarilor, uh, luptele pe care le au, frământările lor și nu este deloc simplu. Ei au nevoie de foarte mare susținere, de fapt misionarul este vârful de lance, dar arcul care lansează săgeata, să zicem, este biserica. Și din păcate biserica, nu știu cât înțelege, este o, o formă de uh, securizare a scaunului pe care slujitorii pe undeva o au. Dom'le, uh, sunt păstor la biserică, am o lucrare frumoasă, am cor, am un salariu și atât. Ei, și atunci oamenii tot să, să slujească programelor și am ajuns livrator de programe. Timp în care o grămadă de oameni mor și merg în iad. Îi întrebau studenții pe, pe Spurgeon, okay. de unde vă luați dumneavoastră ilustrațiile pentru predică? Și Spurgeon s-a ridicat de la catedră și s-a dus în, în marginea uh, sălii și s-a uitat pe geam. Și zice, da, de unde mi-au ilustrațiile, zici? Mă uit și era în lacrimi deja și văd mii de oameni ca un furnicar care merg în sus și în jos și care se îndreaptă spre iad. Asta este ilustrația mea. Ei, biserica asta trebuie să facă. Biserica trebuie să facă misiune. Este, eu am o torță, da, flacăra olimpică. Că asta e o flacără olimpică a împărăției lui Dumnezeu. Iau torța asta și timpul pe care l-am foarte scurt de viață, eu trebuie să parcurg cât mai mult spațiu, în întuneric, dar nu e totul să mă duc și să traversez întunericul și în urma mea să rămână iarăși întuneric, ci trebuie să caut licurici locali, trebuie să caut lumânări din zonă, e metaforic ce vorbesc acum, și din focul meu să aprind focul lor, mă duc înainte iarăși aprind focul lor și când mă uit în urmă, da, văd o grămadă de luminițe mici. Asta este misiunea. Asta este Apostolul. Din păcate, ajungem la substanță. Noi suntem Biserica Pentecostală, în mod special. Suntem Biserica Apostolică. Dar o Biserică Apostolică fără Apostole. Unde sunt Apostolii? Și Apostolii, tocmai asta trebuie să facă. Vârf de lance, să meargă în linia întâi să predice oamenilor Evanghelia, să închirieze săl pe terenuri de sport. Adevărul că un pic a fost în inima mea misiunea de când eram tânăr. Am fost mult în Oltenia, am încasat în jurături și blesteme și foame și am mâncat cum am putut, am dormit, prin saj de dormit. Asta înseamnă misiune și întrebai la început de ce oamenii nu mai fac misiune. Implică un cost foarte mare și nu și la sumă. Dacă eu pot să stau liniștit, să cânt la bariton, să cânt la sopran, pentru ce ar trebui eu să mă duc pe teren? Și răsplata e pe măsură. Și ajungem la biserici plafonate, saturate, să bat cap în cap, ajung să se despartă, pentru că nu mai au semnificație. Rolul bisericii este acesta. Trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Biserica trebuie să se implice foarte mult în sprijinirea misionarilor. Este de când mă știu, am văzut conflictul acesta între misionari și conducerea bisericii. Și eu, la rândul meu, am trăit. Iar pleci în misiune. Iară misiune. Bun. Misionarul zice, bă, ăștia tot aici stau, dar ăștia nu mai, nu mai știu altceva. Să facă misiune, să meargă. Și mi-a părut o imagine foarte faină, nu știu dacă nu cumva Ortberg o tratează, și îl spune în felul următor. Face diferența între vânător și fermier. Fermierul zice, măi, vânătorul ăsta, toată viața lui, numai pe dealuri, numai prin păduri, cu pușca în spate, prin zăpadă, prin gheață, el ar putea să crească niște animale la curte frumos și aici ar mânca, ar, mânca, ar prepara totul. Asta este părerea lui despre vânător. Vânătorul vine și spune în felul următor, mă, dar ăsta este un leneș, toată ziua să stai tu numai și să aștept să crească purcelul, să crească mielul, când ai putea să te duci, vânezi, e adrenalină, cum putem să îi împăcăm pe cei doi? Răspunsul este simplu. Dacă vânătorul ar zice, măi, ce har, că am un om care stă numai acolo, eu vânez, aduc vânatul, el îl prepară și mâncăm împreună și ne bucurăm. Iarăși, fermierul să spună: Ce bine că am un aventurier de ăsta mă, el noaptea în loc să stea acasă să duce, îmi aduce mistrețul, eu îl prepar frumos la căldură și mâncăm împreună. Asta este problema, de fapt. Păstorul, pastorația și biserica locală trebuie să înțeleagă: Măi, slavă lui Dumnezeu că avem o echipă de misionari, că avem evangeliști în biserică, merg, își pun viața în joc, împart tractate de, de invitații la evangelizare, închiriază săl de sport ce bine că ăștia ne aduc nouă uh, material și noi după aceea avem și în biserică. Invers, uh, Evangeliștii să spună, ce bine că avem o biserică. Mie nu-mi place să fac pastorație, zice evanghelistul. Ok, dar am păstori. I-am luat de pe de pe stradă, de unde îi găsesc, îi predau bisericii și biserica se ocupă de ei. Biserica nu este motivată pentru misiune. Uh, se zice că un lucru oamenii îl vor percepe ca important în momentul în care li se repetă cel puțin o dată pe lună despre el. Am avut o experiență într-o biserică din județul Timiș, o experiență plăcută, o biserică de la care m-am dus cu prejudecăți. La o chemare și la o invitație la misiune am avut șocul să se adune o mie de euro bani cu care am cumpărat biletul de a merge în India. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, bisericile nu sunt motivate. Ceea ce misiunea Hristic face, face o lucrare extraordinară. Oameni care își lasă acasă familia, își lasă acasă biserica și merg pe teren, dar oamenii aceștia au nevoie de ajutor, au nevoie de sprijin. Mă întreba Rebecca mai devreme despre. Cum ar putea să se implice biserica locală în misiune? Păi, biserica locală face misiunea. Ea trebuie să se implice financiar, prin rugăciune. De aceea, este un lucru foarte frumos pe care îl faceți și Domnul să vă binecuvinteze, să mergeți, să faceți misiune și să provocați biserica la misiune. Proiectul din Venezuela, în India, așa cum vă spuneam, am întâlnit atâtea situații și atâtea probleme pe câmpul de misiune pe care misionarii le au. Ei, toate acestea trebuie să le, revor, le rezolve biserica locală. Faceți numai un test. Duceți-vă la casierul bisericii dumneavoastră și îl întrebați-l, frate casier, anul acesta, uite, eu sunt un contribuabil, anul acesta, câți bani au mers pentru misiune? Și câți au mers pentru renovare, pentru alte lucruri? Veți avea un șoc. Asta arată interesul unei biserici nemotivate pentru, uh, pentru misiune îmi doresc ca bisericile din România să înțeleagă că nu mai poate Occidentul să facă misiune. Noi trebuie să ne mobilizăm, noi trebuie să punem umărul la treabă. Tu poți să fii un foarte bun misionar, un foarte bun evanghelist, un foarte bun apostol. Trebuie doar să vrei să te automotivezi, să te adaptezi și să te atașezi unui grup de misiune și să faci lucrarea lui Dumnezeu. Până nu începi, noi de unde să știi mergând pe, timp, pe, câmpul de misiune și poate că nu a sosit încă ceasul, da? ca și la Domnul Isus când a venit în la nunta din Cana, i-a zis Domnul Isus femeie, nu mi-a sosit încă ceasul. Trebuie cu atât mai mult să se roage fiecare tânăr care vrea să fie misionar, fiecare fată sau băiat. Este timpul de pregătire. Apoi, ca un al doilea semn, dacă vorbim de misiune transculturală, de misiune în afara țării, asta înseamnă abilitatea de a învăța o limbă nouă. Adică, dacă el nu știe nicio limbă străină, vreau să mă duc misionar în China, păi și ce să faci acolo? Înțelegi? Învățarea ușoară, ușurătatea de a învăța o limbă străină, e un semn că Dumnezeu te cheamă la asta. Și apoi să ai dragoste. Rebecca, fără dragoste, fără iubirea lui Isus Hristos care se manifestă și prin milă. Dacă ne uităm în Evanghelii, vom vedea foarte des exemplul acesta și sintagma aceasta. Când a văzut Iisus noroadele, i s-a făcut milă de ele. Și n-ai cum să ți se facă milă dacă, dacă nu ai dragoste pentru oamenii aceia. Analizând, știind că omul ăla se îndreaptă cu pași repezi spre iad, spre pierzare. E foarte important să înțelegi. Domnule, mi -i milă de el. Vreau să-i spun ceva. Și aici cu toții avem o responsabilitate foarte mare. De fapt, misiunea începe de acasă, la biserică, pe stradă, la locul de muncă. Noi trebuie să fim lumini. Acum, slujirea pe care o avem fiecare dintre noi. Toți am fost plini de frică, de emoții. Până am început. Același lucru e și la predică. Cele mai mari emoții le am după. Când încep, nu am nicio. Până încep, îi jale. Ei, și după aceea, Dumnezeu, dă biruință. Mulțumim tare mult pentru gândurile pe care le-ați împărtășit cu noi și pentru încurajarea aceasta de a începe misiunea încă de când trăim așa printre, printre cei de acasă și printre vecinii noștri. Și până data viitoare, nu uitați că trebuie să începem să fim misionari încă din familiile noastre, între vecinii noștri, în societate, la locul de muncă, la școală, pentru că noi suntem urmașii lui Hristos. Fiți binecuvântați!